Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Panică la un spital din Marea Britanie, unde locuiește și Elton John, după ce un domn a venit la urgențe. În Marea Britanie locuiește. Da. Nu că da. S-a înțeles că Elton John locuiește în spital. Încă nu. Adică așa. Înțeles? Da, nu, încă nu. Okay. Domnul Elton John locuiește la castelul dânsului împreună cu soțul dânsului sau dânsei, nu știu cum se formulează. E soțul, soțul. Fapt. Da. Între timp, în cu tot o altă parte a țării, la un spital, un domn a venit la urgențe cu un proiectil de artilerie blocat în, mă scuzați, rect. Bună ziua, bună ziua, am adus un obuz. Unde e? În spate. Experții în detonarea bombelor sau în dezamorsarea bombelor ar fi. Băi, cred că nu trebuie să fii mare expert în detonarea unei bombe. Da, cred că s-au înghesuit, cred să că trebuie să fii despre ce e vorba. Da, cred că, mă rog, depinde. Cred că trebuie să fii expert în dezamorsarea. Acolo e meseria. La detonare cred că se pricepe oricine. La dezamorsare e mai dificil. Corect. Deci experții în dezamorsarea bombelor au fost alertați după ce dânsul s-a prezentat la secția de primiri urgențe cu un proiectil de artilerie din al doilea război mondial blocat în, mă scuzați, rect. Proiectilul era din al doilea, dar părea, adică chestia era mai nouă. Adică nu era blocat de atunci. Nu, cum să... S-a blocat recent. Da, recent, da. Deci cu un pericol de balonare extremă, cum ar veni, pacientul le-a spus medicilor că, citez, a alunecat și a căzut pe un proiectil de 17 cm, care făcea parte din colecția sa de obiecte militare. Uh-huh. Da. Poate s-a și împiedicat, nițel n-ai de unde să știi. Vă văd foarte rezervați. Nu, certe că avea o colecție vastă, înțeleg. Alimente în asta de 17 cm. Uh-huh. O dimensiune apreciabilă. Aș zice, este un proiectil antitank. Era. Sau a rămas. Nu știu. Deci un proiectil antitank folosit la diverse trageri. Se observă. Angajații spitalului au chemat imediat geniștii. Ești genist. Avem un proiectil. Alo, bună unde? Ziua. Adânc în funda. Mă vedeți? Deci vedeți, prieteni, cum mă lasă ăștia doi ticăloșii? Păi râdem să... că nu mai putem. Da, da, da. Luca și Zafi nu contribuie la chestia asta. Sanchi, ei nu fac glume de genul ăsta. Și după ce închidem microfoanele, să vedeți ce se întâmplă aici. Ce se întâmplă? Ce nu putem să spunem. Au chemat robotul sau ce au chemat? Ca și în cazul oricărui incident care implică muniții, au fost respectate protocoalele de siguranță. Deci a venit ăla îmbrăcat în plumb, probabil, știi? Cu, nu cu un plumb, cu un kevlar, cu scut, cu nu știu ce, apropiată sala de... Nu știu, că n-am făcut armata. Pentru a ne asigura, am văzut la televizor, că nu există niciun risc pentru pacienți, personal sau vizitatori. Să nu împroaște... Da. În prezent, pacientul a fost eliberat din spital, urmând să se recupereze, deci a fost depășită această situație deci, no, explozivă. Da, bine că nu i-au dat cărbune sau ceva. La chestii genul ăsta nu se detonează în mediul controlat? Ba da, da, cred că nu împreună nu, cu da, aducătorul. De ce să... Că e păcat de el. Eu așa am văzut la televizor la geniștii noștri. Strici obuzul. Când mai lasă, da. Uite cineva cât un diplomat ăla de pe vremea lui Neanicu, nu. Prin gară, nu, îl iau, îl duc, vine un robot, și da, mă, undeva pe câmp și îl detonează. Dacă e diplomat, dar obuzul, de ce să-l strici? Da, dânsul nu era chiar diplomat aici, adică avea altă prindere. Bine, fiind un obuz de colecție, bănuiesc că nu era activ, era pasiv. Sau cum se spune? Asta că nu înțeleg. Da, nu știm, aparent. Adică nu funcționa. În sensul că nu mai funcționa, nu mai avea... Da. Cred că ne afundăm într-o... N-am făcut armata și nu știu cum se cheamă. Poate era numai de manevră. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.